Cele mai multe cazuri noi de îmbolnăvire în ultimele 24 de ore în România, cele mai multe cazuri în capitală, cel mai mare număr de români care sunt în stare gravă la terapie intensivă astăzi. Vorbim de aproape 6500 noi cazuri de îmbolnăvire în ultimele 24 de ore, la aproximativ 36.200 teste efectuate. Cele mai multe cazuri noi în București, vă spuneam, Bucureștiul are 1129 noi cazuri de îmbolnăvire. Județul Timiș 372, județul Cluj 371. Vorbim de 868 români care sunt internați în stare gravă la terapie intensivă. 83 decese în ultimele 24 de ore, peste 6700 decese în total în România de la începutul pandemiei. Rata de infectare la 1000 de locuitori. Clujul a trecut de 4, are 4,3 rata de infectare la 1000 de locuitori. Sălaj 4,11, Alba 3,8, București 3,69, județul Timiș 3,61, Harghita 3,32. Iar până astăzi au fost confirmate aproape 230.000 de cazuri de coronavirus, persoane infectate cu noul coronavirus și aproape 164.000 de pacienți care au fost declarați vindecați. Așadar, cele mai multe noi cazuri de îmbolnăvire în România în ultimele 24 de ore, vorbim de 6481 noi cazuri de îmbolnăvire. Bucureștiul are 1129 noi cazuri și avem 868 români care sunt internați în stare gravă la terapie intensivă. Evoluția coronavirus la nivel mondial, în lume ne apropiem de 45 de milioane de cazuri de coronavirus, cu peste 1.180.000 decese și aproximativ 33 de milioane de oameni care au fost declarați vindecați. America are cele mai multe cazuri, America are peste 9.100.000 de cazuri, India trece de 8 milioane, Brazilia aproape 5.500.000 de cazuri. Evoluția coronavirus în România și în lume, cifrele sunt pe site-ul nostru, libertatea.ro.